Narcis și Eleonora sunt de aceeași vârstă, 22 de ani, doar că el este cetățean român, în timp ce ea e din Republica Moldova. Cei doi au o relație de un an de zile, timp în care au conversat prin intermediul internetului. Au vrut să fie împreună, în ciuda distanței, cei despărțea, doar că tânăra nu deținea acte legale de intrare în România. Nu au mai ținut cont de lege, de nimic, și au decis să treacă ilegal frontiera de stat a României, traversând în not râul Prut în cursul nopții. Mai apoi s-au deplasat spre localitatea Săratu. Aici au și fost prinși de polițiștii de frontieră care i-au depistat cu ajutorul sistemului de supraveghere. Cei doi tineri îndrăgostiți au fost reținuți și conduși la sediul sectorului pentru verificări. Aici li s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de intrare în țară prin trecere ilegală a frontierei de stat.